Da. Te rog. Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Tema. Pentru acasă. Lasă a... A doua mă. Da. Azi în cât e? În 8. 8 noiembrie. Da, 11 ani 2017. Bun. Și acum să încercăm să facem. Ca antrenament, așa facem o mulțire. Da? Deci zicem 298 ori 76. 76. 298 ori 700. Ori 76. Egal cu? Egal cu 298 da. Ori în paranteză 80 minus 4. Corect. Și egal mai departe? Egal mai departe. Vom scrie 298. 298. Ori 7. Ori? Ori, în paranteză, 7 ori 10. Nu 7 ori 10, 8 ori 10. 8 ori 10. Da? 8 ori 10, minus 4. Că l-am scris pe 80, da? A scriem 294. 298 ori... Minus 298 ori 4. A, tu ai zis așa. Bun. Nu mai pun paranteza atunci și atunci zic minus 298 ori 4. Corect. Corect. Și egal? Da. Egal cu 298 ori 10, 2980. Așa, ori 10 și ori 8, da? Și ori 8, punem asupra, da? Da. Și minus? Și minus, în paranteză. Nu mai este paranteză. Minus 298 ori 4. Nu crezi că trebuie să facem asta? 298 ori 4. Așa, așa, așa. 298 ori 4. Cât face? Ia te rog să mă ajuți. 4 ori 8, 32. Da. 2 și 3 reține. Bun. 4 ori 9, 36. Și cu 6, 39. 36 și cu? 36 și cu 3, 39. 9. Da, 9. Și 3 reține. Iată, ți-o lucrurile să fie același 3. 4 ori 2, 8. Și cu 3, 11. Perfect. 1192. Minus 1100. 92. 1192. Și egal acum? Egal acum? Cu 2980 ori 8 să facem, da? Da. 2980. Nu sunt altele. 2980 ori 8. Ori 8. Ce zice? 8 ori 0, 0. 8 ori 8, 64. 4 și 6. 4 și 6. Da. 8 ori 9, 72 și cu 6, 78. 8 și 7. 8 și 7. Și 4, 8 ori 2, 16 și cu 7. 16 cu 7. 16 și cu 7 este egal cu 21. 20? Cu 28? Nu. 16. 23. 23, așa. 23. Deci, citește numărul? 23.840. Deci egal cu 23.840 minus 1.192. Și egal acum cu? Vrei tot sub unul sub altele să faceți căderea asta? Păi, eu le fac sub ăla egal. Dar mergem așa, da? Mi-am făcut așa. 2 din 10?
Eu am scris așa. Bun. Și triunghiul sub altul acum. Am înțeles. Deci, și minus 192, da? Da. Și face. Te rog să vă rog. Doamne, se poate ne împrumutăm 8. Da. Ne împrumutăm încă o dată 4, tot 4. Da, tot 4. 6. Stai să mai iei repede. 7 minus 1, 6. 7 minus 1, 6. 3 minus 1, 2. Da. Și 2. Da. 22.648. Asta este răspunsul tău întâi pe asta. Prim. Așa cum ai în varianta în care ai scris pe 76 ca fiind 80 minus 4. Hai să scrim o variantă în care zicem 70 plus 6. Da, după ce facem rezolvare 2. Varianta o ne subalterează, da, așa? Da. Rapidă. Da, da. Viteza maximă. Da. Te rog. Facem 20.98. Da. Ori? Ori. 76. 76. 6 ori 8, 48. 8. 4 reținem. Da. 6 ori 9, 54. Și da. Cu 4, 58. Da. 8. Și scriem 5. Da. 6 ori 2, 12. Și cu 5, 17. Bun. Acum 7. Acum nu ne-a dat bine, pentru că ne-a făcut cu 80. Așa este, așa este. Dacă făceam 70 plus 6, vedeam liniile... Acum ne dădea. În mod sigur. Da, în mod sigur. Scriem 0 pe buc. Așa. 7 ori 8, 56. 6 și 5. 6 și 5. 7 ori 9, 63. Și cu 5, 68. 8. Și 6. 8 și 6. Și 7 ori 2, 14. Și cu 14 și cu 6, 20. 20. Facem mine și atât, da? No? 8 cu 0, 8. Da. Răda bine? Da. 5 cu 6, 11. 5 cu 6, 8 și cu 6. E 8 și cu 6, tu ai scris greșit. 8 și cu 6. Da. 24. 8 și cu 6. 8 și cu 6, 14. 14. Atenție, ești atent că zici. 8 și cu 6. Repetiți, 8 ai nevoie de 2, îți dă 6, ai făcut 10, 4. 14, n-ai voie aici să greșești. Da? 14, 4 și 1. 4 și 1. Da. Și unul reținem. Da. Ne-a dat bine. Bun. 7 și cu 8. 7 și cu 8. 15. Atenție, atenție multă. N-ai voie să bâlbâi. 15 și cu 1. 16. Da. 6 și 1 reținem. Da. 0 și cu 1 și 2. 21 de mii 600. 22. Am uitat să ne adunem pe 1. 1 și cu da. 0 și cu 1 de aici. Deci 22 de mii 648. Vezi? 22 de mii 648. Ai avut aici două inexactități și eu sunt foarte atent la astea. Deci când e vorba de adunare, 8 și cu 6, sau tot ce alte două numere, n-ai voie să greșești deloc. Vreau să te întreb, cât face 17? Și cu 18. 17 și cu 18. Plus? Dar fără să faci un rezul altfel. 17 și plus 18. Ia să vedem. 8 și cu 7, 15. Da. 5 scriu și 1 rețin. 1 și cu 1, 2 și cu 1, 3, 3 deci, și 5. Dar tu așa mental. Hai să vedem. 29 da. Plus 13. 29 plus 13. Nu poți să fac în lăsăvață? Nu. Mintal, vreau să văd cum te descurci aici. 29 plus 13. Iar cu 42. 42. Ai zis 42. Bine. Vezi? Deci trebuie să te concentrezi. Nu ai voie la matematică să ai un moment de slăbiciune. Să zici, am scris așa de viteză. Nu. Aici trebuie să fii exact și numai exact. Așa. Dar ne-o dat același lucru. Am înțeles acum. Să trecem să facem o problemă. Ți-am dat eu azi. Vreau să te întreb un lucru. Cât face suma a două numere pare?
de suma a două numere pare. 6. Nu. Dă un exemplu de două numere pare să vedem ce rezultat obține. Par sau impar? Asta mă interesează. Suma 2 și cu 6. 2 și cu 6. 8. 8. Ce rezultat obține? 4. Deci, mai dă alt exemplu. Tot două numere pare adunate. 10 și cu 10. 20. 20. Iată, ce chestie? Oare așa este? Dacă adun două numere pare, totdeauna obțin un număr par? Da. Să nu mai convinge, mai dăm niște exemple? Da. 12 și cu 14. 26. 26. Oare? Ia să vedem. 14 și cu 18. 14 cu 18. 32. 32. Bun. Bun. Deci pare să fie așa lege. Lege. Da, dacă adunăm două numere pare, tot un număr pare obținem. Și da? Dacă adunăm două numere impare, ne dă un număr par? Sigur? Sigur. Iată, mai e și primul de asta. Asta nu știu. 1 plus 3? 1 plus 3 fac 4. Da, într-adevăr. 5 plus 3? 8. 7 plus 2? Nu, 7 plus 1? 8. 8. Număr par. Tot par. Hai să 13 plus 23. 13 plus 23. 36. Foarte tare. Deci dacă adunăm două numere pare, pare. Dacă se împare, tot pare. 1 cu 4, 5. 1 și cu 4. 1 și cu 5, 6. Așa. Am înțeles acum. Deci. Pentru că orice adun îți dă, adică sare o dată, mai sare încă o dată și treci la 8. Deci face distanță de 2. Da? Da. 1 și cu 1 care ar fi la fiecare impar, 1 și 1 face 2. Par. Deci dacă adunăm două numere, pare, pare sau impare, 5 cu 8 nu îmi dă par. 5 cu 7. 12. 12. Deci dacă unul e așa și unul e așa, atunci e problema. Nu. Da? Deci, hai să, să spunem și noi așa, suma, în paranteză de suma, doi, nu. Suma două numere pare, hai să schimb ca lege, 1, suma a două numere pare egal număr par. Ca lege, să se înțeleagă toată lumea, suma două numere pare e par. 2, suma a două numere impare egal suma a două numere impare. Ce înseamnă impare? Suma a două numere impare înseamnă fără soț. Așa. Ce ne dă suma a două numere impare? Impare. Da. Egal. Da. Egal? Ce fel de număr? Impare. Oh, sigur că da. De suma două numere pare este un număr par. Suma două numere impare este tot număr par. Dar diferența. Diferența a două numere pare. A diferența a două numere tot par. Sigur că da. Dar două numere impare. Da. Tot par. Tot par este. Deci suma, în paranteză, spui diferența, ca să mergem diferența. Adică suma sau diferența este la același rezultat. Suma sau diferența. Deci suma sau diferența a două numere pare, impare, este totdeauna un număr pare. Da? Suma, diferența a două numere pare, impare, este un număr pare. Dacă unul e așa și așa, unul e par și altul e impar. Suma, diferența a două numere, numere de care sunt. Așa, urmărește un bit, să scrie corect. Ca să nu pierdem timp, noi ne concentrăm să scrie pe un timp. Păi te-am zis suma sau diferența? Suma sau diferența? Le-am zis pe aceeași propoziții pentru ca să nu pierdem timp. Dragule,
Am făcut recent o problemă, o problemă cu baze. Ți-am cerut să scrii și tu acasă, să faci și tu o problemă. N-ai avut timp să faci. Nu. Bun, hai să ne gândim acum împreună. Așadar, am o vază cu flori, din nou, și te rog să participi tu acum și să formăm problema. O vază cu flori, cu multe flori, așa, o vază cu foarte multe flori. Dar nu ne o vază mare, în care avem un buchet mare de flori. Nu știm câte flori. Nici câte vaze. Nu. E o vază mare. Și acum am niște vaze mai mici în care încep să pun din florile acestea. Dar nu știm câte vaze. Nu știm câte vaze mici. Nici câte flori. Nici câte flori. Dar știu un lucru. Că dacă le pun câte trei, da? Le pun câte trei, așa facem, câte trei. În chipul că asta e baza, câte trei. Dar profesor, puteți scrie doar trei. Pot să scriu trei, hai. Dar am făcut chestia asta ca să înțeleagă lumea și mai bine, câte trei. Și așa mai departe, punându-ne noi câte trei, spune tu câte flori îți rămân nepuse. Adică spune, punând câte trei în bazele libere care le avem, patru. Îți rămân patru, da? Deci rămân patru flori. Rămân patru nepuse. Dacă le punem câte... Nu mergem. De ce nu? Dacă le punem câte trei. Câte trei? Am pus câte trei. Am pus câte trei și au rămas patru, ai zis. Poți să începe pe poeta mea? Da. Dar hai să formulăm... Vrei să gândești tu problema? Revii, nu că rămân patru flori? Deci nu-ți convine patru flori să rămână? Vrei să dai un alt număr de flori? Nu, mai multe flori într-un buchet. Păi nu, aici sunt. Dar ai pus câte trei. Și acum la trebuie... Și de 9 plus 4 și, și pe 13 trebuie să le împărțim în... De ce 13? Nu știu la ce te-ai gândit. Pentru că am făcut cele 3 din ultimele vaze. Am vrut 3 să rămână. Cele 3 le-am luat, mi-a dat 9 flori și cu cele 4 mi-a dat 13. Tu ai de gând să ai formulat problema mai departe și ai zis să rămână 3 goale, da? Nu, 5 să rămână goale. 5 flori nepuse. Păi nu pot să rămână 5, că ele sunt câte 3 puse. O să rămână câte 5? Ca să ne dea 14. Stai, să ne gândim foarte bine. Deci nu ne putem pune problema decât într-un singur bot. Ele sunt câte 3. Ai spus că rămân 4, da? Nu e bun. Dar cât 5. Rămân 5 nepuse, da? 5 nepuse. 5. Merg pe mâna ta. 5 flori nepuse. Bun. Acum, câte vrei să pui tu să mai adaugi? 2. Bun. Deci fac noua situație în care erau cele 3, da? Cele 3 erau. Să ne amintim. Cele 3 erau. Și acum ai mai pus câte două. Bun. Acum vreau să rămână 3 nepuse. Pentru că voi face pe cele 3 9 da. Și cu 5 mi-a dat 14 și de asta m-a adăugat câte 2. Că 14 se împarte la 2. 14 se împarte la 2. Foarte tare. Dar dacă spuneai că rămâne una singură, mergea problema ta? Da. Mergea, da? Că 3 și cu 5 face 8 și merge foarte bine. Da. Dar dacă spuneai că rămân 2, vale. Fii atent aici, dacă nu merge, de ce bun? Unde? Deci dacă spuneam că rămân 2 goale la sfârșit. Nu. De ce mai? Pentru că 2 și cu 9 dă 11. De ce 2? Stai o secundă. A spus că 2 nu... Nu, 6. 6 ai spus. Ai vrut să spui tu. Dacă rămân 2 goale, 3 și cu 3 fac 6 flori și cu cele 5 ai fi avut 11 și 11 la dispoziție să bați câte 2 nu mai puteai. Asta vezi, e foarte tare. Când spun că rămân atâtea goale, de fapt, eu am aici în vedere că este un număr impar, cum l-ai dat tu. Un număr impar și cu cine să facă par? Cu tot cu un număr impar. Foarte tare.
Tot cu număr impar. De ce? Ori 3, ori toate... adică ori numai 3 flori, adică una să rămână goală, sau 3 să rămână goale. De ce ne-am pregătit? Că suma două numere impare face un număr par. Număr par. Da? Deci vezi, nu se compun probleme la întâmplare. Totul are un rost în mintea profundă. Trebuie să vezi câte flori pui și câte câte flori ai pus important. Vezi acum câte să rămân ca să completezi pe cele și cum tu ai de gând să pui câte două, trebuie sau să fie câte un... trei. Dacă pui câte trei, fii atent, trebuie să fie un număr adunat de astea și cu cele care deja încă să... zero flori, nu. Dacă ar fi acolo doi, putem să mai facem o problemă. Da, dar hai să facem asta ca să nu ne împrăștiem. Nu m-am vrut să atrag atenția că nu e nimic la întâmplare. Da? Prima problemă, da? Așa asta este. Mai fac eu dată. Asta. Da, bă, hai să facem pe asta, dacă nu relaționăm pe asta prietenii noștri și spus ce-ai bătut când e acolo, Mario. Ori face o treabă până la cap, ori ce face aici. Așa, deci Mario, punem încă, câte rămân goale? Ai spus, una sau trei? Una sau trei, trei. Trei, toate trei. Bun, asta, și pe asta aici o aveam cu trei. Și asta va fi plină cu trei. Și astea trei goale. Trei goale, da? Adică cele nouă, da? Cele nouă flori de aici, ăsta nouă, se lipesc de cele cinci și vom avea 9 plus 5 egal cu 14 și iată cum acum tu ai 14 flori la dispoziție pe care trebuie să le distribui. Și de aceea încep treaba. Mai adaugi două aici, două aici, două. Câte vaze vei umple cu două? Da, ești ocupat cu raționamentul tău acolo. Mă ajuți? Câte vaze vei umple cu două dacă ai 14 la dispoziție? Două vom umple. 7. 7 vaze. Foarte bine. Deci ultima este aici, care am pus două, am 4 și mai trebuie să mai pun între puncte, încă 3, da? Încă 3. Așa, una, două, trei. Și care au cele trei dinainte, da? Deci aici am pentru cele trei dinainte, la care mai punem pe astea două. Și iată cum am făcut în total, așa cum ai spus tu, 7 vaze. Deci răspuns corect. Răspuns la problema asta. Este așa. Câte vaze avem în total? În total? Da. Așa trebuia întrebarea, la câte vaze și câte flori sunt? 10. 7 pline și 3 goale. Deci 10 vaze. Și câte flori? Putem să facem direct. Cum? 5 ori 7. 5 ori 7, adică... 5 ori 7, 35. Corect, corect. Deci 35 de flori. Ai zis tu 5 ori 7 egal cu 35. Da, dragilor, raționamentul este foarte corect. Mario a început să prindă gustul compunerii problemelor. Nu se dă un număr la întâmplare. Eu zis 4. Când a zis 4, el... Nu mi-a convenit. De ce nu ți-a convenit, mă? Pentru că 4 și cu 9 va da 13. Asta când ai vrut să fie toate 3. Dar dacă spuneai numai două goale, atunci... Puteam să pun și 3 goale. Puteam să pun și 3. Pentru că 9 și cu 3 va da 12. Și 12 se împarte. Bun, dacă spuneai că rămâne și în loc de 5, 3 flori, da? Da. Puteai să spune 3 flori. Și cu 9 și cu 5, 9 și cu 3, 12 și mergea. Da. Dar dacă lăsai cu 5, Câte trebuia să lași goale cu 5? Cu 5? Păi tot 3. Cu 5? Tot 3. Dar dacă puneai 4? 4. No. Câte trebuia să spui că ai goale? Aici vreau să te prind eu pe tine foarte bine. Deci dacă lăsai cu 4, că tu ai refuzat 4. Da. Una. Numai una? 4 și cu 3 fac 7, nu? Dar una.
Deci numai una, dacă spuneai mai una goală. 3 și cu 4, 7. 3 cu 4 de aici și cu 3, făceam 7 și nu poți să împarți câte 2. 2! Că 3 plus 3 fac 6 și cu 4 mergeam. Vezi? Vreți să-ți mândouă? Nu. Putem, deci în compunerea problemelor, tu ai, te-ai speriat repede și ai spus așa. Nu-mi place cu 4, că tu ai avut în minte 3 slași goale. Da, 3. Da, dar dacă tu lăsai 4, atunci trebuia să modifici problema și spun 2 rămân goale. Da? Hai să facem problema și varianta asta. Deci, asta a fost o problemă. Problema 1, compusă de Mariu. Acum, problema 2, tot de Mariu. Problema 2, autor Mariu. Da, iarăși, sunt vazele, am pus câte 3, câte trei, rămân, iată și ultimele trei le punem cu culoare, ultimele trei, nu știm noi câte vaze sunt, nu știm, așa, și el scrie mai 3-3, foarte bine și în varianta în care scrie, așa, un pic mai bine, puncte, puncte, și aici am spus că rămân 4 flori. 4 flori. Ei, și când le punem câte, când o să le punem câte 5, adică mai punem 2, mai punem încă 2, ai spus că rămân goale, câte ai spus rămân goale? 2. Dar 2 goale. Așa, dragilor, aici și astea 2 sunt goale. De fapt, acum Mario construiește cu atenție problema și spune că cele 6 de aici care erau puse, s-au lipit de astea 4, 6, și cu 4 va face 10, iar 10 când le distribuie câte 2, da? Când distribuie câte 2, sigur că el a gândit bine. Dacă le lua, dacă spunea că rămâne numai una, așa. Deci 4 și cu 6 fac 10, da? Da. Și acum câte 2 punem? Câte acoperim? Câte 2 punem? 5. 5 o punem. Deci punem 2 aici, 2 aici. Iată aici 2. Am a 4 aici și mai pun doar una. Da? Și mai pun doar una. Și iată cum am făcut cele 5 vaze a câte... Cele 5 vaze, a câte 5, deci 25. Răspuns corect aici câte vaze și câte flori sunt? Răspuns. Da, în problema aceasta, a doua. Deci 25 flori, corect. Și câte vaze? 7 vaze. Da? 25 de flori și 7 vaze. Aceasta poate să fie problema corectă. Poți cumpăne mai puneți-o încă una, te rog. A treia problemă. Deci o e un buchet mare, din nou. Nu știm câte flori. Dacă punem câte două, da? Foarte tare. Deci schimb datele probleme. Asta îmi place foarte mult. Nu numai 3 de la început. Câte două, da. Câte puncte? Da. Pune două, câte două. Două. El așa scrie și mă iau acum după el. Rămân. La sfârșit pune 3 vaze cu câte două și câte rămân? 10. 10 flori rămân nepuse. 10 flori nepuse. Dacă punem câte șase, vezi, da? Da. Deci punem câte 6. Ai fi foarte tare, pentru că dacă ești tu... Deci dacă pun câte 6. Da, merge. Stai, bă, că aia mai... Și eu am emoția. 6. Dacă punem câte 6, atenție! Practic, cât mai pui? Erau 2 și 4. Deci echipa asta este. 2 erau și mai pui 4.
și erau două și mai pui patru și așa mai departe. Acum emoția mea este... Și cele trei rămân goale. Cele trei goale? Ba, Doamne! Ba, tu! Băi, dacă ai bafte... Aici, astea două sunt acum umplute, da? Doiul și cu patru, am înțeles. Și astea două, aici sunt goale. Uite, le fac și eu goale. Mm-hmm. Nu mai au nimic. Wow! Să vezi tu, dacă nu am niște emoții... Să aveți emoții degeaba. Da? Aveți emoții degeaba. Stai, mă, că nu știu. Voi să meargă, mă? 10 plus 6. 10 plus 6, da, da. 10 plus 6. Adică se lipesc astea. Da, astea două. Se lipesc. Se lipesc de 10, 6 și fac în total 16. 16. Și 16 putem să le împărțim la 4. 4, 8, 12, 16. Foarte tare! Foarte tare! Mă, tu citeai poți că dacă nu se împart la... Deci era mare de tot. Ziceam, dacă nu se împart la 4, vezi că trebuie să modificăm problema. Și acum putem toate, mă, 16. Și acum, 4. Câte vaze? 4! 4 vaze! 4 vaze sunt de 6. Și la întrebarea câte vaze și câte flori sunt, răspunsul corect. Ce întrebare. Băi, s-o întâmplă. A trebuit să mă ții că nu se întâmplă? Băi, dacă s-o întâmplă corect, mai facem una. Mai facem una. Deci, câte vaze sunt? 4 și cu 3, nu care rămas goale, 4 și cu 3, 7 vaze. Și câte flori? Deci și 42. Pentru că am făcut 6 ori 7, mi-a dat 4. Dar nu 7, mă. 6 ori 4. Păi nu mai pot. 6 ori 4. Așa. 6 ori 4. 6 ori 4. 24. 24. Corect. Corect. Foarte tare. Băi, am dat gustul problemelor acestora și vă vreau ca să mă convingi tu că ești un artist și ești un bun propunător, mai facem o problemă. Poți să fac eu? Da, sigur, nu eu. Bine. Că vezi că ești cu emoții. Hai și toată povestea. Eu rămân cu emoții. Le punem câte 8. Punem câte 8? Bun, mă. Într-un buchet mare. Într-un buchet mare, pe foarte, foarte mult. Nu știm câte. Punem câte 8. Punem câte 8. 8. La început, 8, da? Prima dată, 8, și așa mai departe. Punte. 8. Am 3 de 8. 3 de 8? Bine. Și rămân 6. Rămân 6. De 6 flori. Nepuse. Aveți muzica lui Asla? Acum să văd cât mai adaugi tu. Dați seama ce mare este numărul. Deci pui acum câte. Flori. Mai adaugi câte? 6. Încă 6. Deci mai pui 6 flori. 6. Să pun numai situație. 8 și un 6. Adică fac 14. Da. Am spus doar 14. Să fie 14. 8. Și cu 6, o să fie echipa ta format. Și uite așa, acum ai emoția mare. Câte rămân libere? Emoția mare? Da, mă. Să nu aveți emoții. 3. 3? Toate 3? Da. Bun, atunci eu pun pe asta de în față. Da. Și asta de în față o pun 8, cu 8, 6. Cu 6, în echipă. Și rămân 3. Goale. Trebuie până. Eu vreau să merge